Bun găsit, dragi absolvenți, viitori absolvenți ai clasei a 8-a. Suntem împreună la lecția de română cu Har pentru a discuta despre un nou subiect, și anume subiectul al doilea. Bineînțeles și despre rezolvarea acestuia, așa că fiți alături de mine cu like, cu subscribe și cu comentarii pentru a veni în sprijinul vostru. Vă susțin din toate punctele de vedere și vă aștept. Haideți să vedem. Subiectul al doilea, după cum spuneam, citesc textul mai întâi, după care vedeți care sunt exercițiile rezolvate și cum ar trebui să le abordați pentru a obține punctajul maxim. Salcâmul este un arbore care crește până la 30 de metri înălțime. Ramurile sale sunt prevăzute cu spini. Florile albe sunt unite în inflorescențe ca niște ciorchini și sunt frumos mirositoare. Salcâmul este o plantă cultivată ca plantă ornamentală pe marginea drumurilor, prin parcuri pentru fixarea dunelor de nisip, precum și ca plantă meliferă de către apicultori. În tradiția populară, lemnul său tare era folosit la prepararea uneltelor și a diferitelor obiecte casnice, iar florile se foloseau pentru vopsitul bumbacului în galben. În scop terapeutic, se utilizează florile, frunzele rareori și scoarța. Florile de salcâm conțin uleiuri volatile, vitamine, minerale, etc. Florile de salcâm, care sunt folosite sub formă de infuzie, se recomandă în tuse expectorantă, dureri reumatice, nevralgii dentare, dureri de stomac, hiperaciditate, esofagită de reflux, boli de rinichi, migrene, insomnie, ulcer, gastroduodenal, bronșite, anemie, laringite, gripă sau colici abdominale. Face parte acest articol din de pe site-ul www.csid.ro și se numește Salcâmul Robinia pseudoacacia, beneficii și proprietăți. Iar autorul este Paula Rotaru. Textul, după cum observați, este unul non-literar. La subiectul al doilea veți întâlni întotdeauna un text non-literar, spre deosebire de subiectul întâi, care conține un text literar. L-am discutat în video anterior. Cerințele. Prima cerință, și insist asupra modului de rezolvare, scrie foarte clar. Scrie pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos. 1. A1. Formulează câte un enunț în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat. Atenție, nu scrieți doar rezolvarea, scrieți enunțul. Formulați un enunț cu subiect și cu predicat. Vă rog, din suflet. Sunt situații în care unele doamne nu punctează dacă au doar rezolvarea aruncată în vânt și până la urmă acesta este baremul. Vă rog să-l respectați, formulați un enunț. Următoarele aspecte din textul dat. Înălțimea la care poate ajunge salcâmul și o afecțiune care poate fi ameliorată cu ajutorul florilor de salcâm. Am rezolvat în felul următor, cu ajutorul enunțurilor formulate, după cum am spus. Rezolvarea. Înălțimea la care poate ajunge salcâmul este 30 de metri. O afecțiune care poate fi ameliorată cu ajutorul florilor de salcâm este durerea reumatică. Erau mai multe, dar am ales-o pe aceasta. Iată, am formulat enunț pentru a fi punctată. Da? Mergem puțin mai departe la a doua cerință. Scrie numele autorului și titlul articolului din care este extras fragmentul dat. Și am scris așa, numele autorului este Paula Rotaru, v-am spus și mai devreme. Cine a scris? A scris Paula Rotaru, aceasta este autoarea textului, este autorul textului. Iar titlul articolului este, dau toată formularea, indiferent cât de lungă este. Salcâmul, Robinia pseudoacacia, beneficii și proprietăți. Dacă mă întreba de site, ați văzut foarte bine că am pus site-ul. Dar aici mă întreabă de numele autorului și de titlul
articolului. Respect cerința pentru a primi punctajul maxim. Merg la punctul 3. Menționează felul și cazul substantivelor subliniate. Salcâmul este un arbore care crește. Salcâmul mă interesează și, din enunțul, ramurile sale sunt prevăzute cu spini, mă interesează spini. Felul și cazul substantivelor. Salcâmul. Salcâmul, observați, l-am pus între ghilimele, este un substantiv comun, simplu și se află în cazul nominativ. Salcâmul acolo este un subiect și automat subiectul se află în cazul nominativ. Spin este un substantiv comun simplu și se află în cazul acuzativ. Vă reamintesc? Acuzativul se vede aici foarte ușor datorită prepoziției simple cu o prepoziție specifică acuzativului. Dar mai departe, la punctul 4. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate, menționând partea de vorbire prin care se exprimă. Atenție! Putea să fie formularea puțin diferit. Precizează funcția menționând valoarea morfologică. Putea să se exprime și așa. Fie că spun valoarea morfologică, fie că spun partea de vorbire, înseamnă același lucru. Da? Salcâmul este o plantă cultivată ca plantă ornamentală. Cuvintele care mă interesează și cărora le voi spune funcția sintactică, precum și partea de vorbire, sunt o plantă, respectiv ornamentală. O plantă este nume predicativ, exprimat prin substantiv comun simplu. Uitați, este nume predicativ deoarece am verbul copulativ este. Știu eu că după verbul copulativ urmează un nume predicativ. Dacă aș spune doar salcâmul este, n-ar avea sens, trebuie să completez. Este o plantă. Da? Verbul copulativ are nevoie de un nume predicativ pentru ca sensul său să fie complet. Ornamentală este atribut adjectival exprimat prin adjectiv propriu-zis. Ornamentală, adjectiv propriu-zis, ca parte de vorbire, dar ca funcție, atribut adjectival determină substantivul plantă. Ce fel de plantă? Care plantă? Ornamentală, atribut adjectival. Sper că s-a înțeles acest aspect. Mergem și la 5. Transcrie cele două propoziții din fraza următoare, precizând felul acestora. Fraza este cea pe care o vedeți și vă citesc direct rezolvarea. Florile de salcâm se recomandă în tuse expectorantă, dureri reumatice, nevralgii dentare, dureri de stomac, hiperaciditate, esofagită de reflux, boli de rinichi, migrene, insomnie, ulcer gastro-duodenal, bronșite, anemie, laringite, gripă sau colici abdominale. Este o propoziție principală. E foarte, foarte lungă, într-adevăr, am o enumerație aici, dar ea rămâne o propoziție principală. Observăm că nu este introdusă prin niciun element de relație subordonator, deci clar este o propoziție principală cu un predicat verbal, se recomandă și vom avea aici o subordonată intercalată. Aceasta este care sunt folosite sub formă de infuzie. O propoziție subordonată atributivă. Care flori? Care sunt folosite? Florile, elementul regent. Care flori? Care sunt folosite? Atributivă. Așa trebuie să faceți. Vă rog să luați cu ghilimele propoziția respectivă și să menționați ce fel de propoziție este. Toată propoziția. În cazul de față e cam mare, repet. Nu contează. Indiferent cât de mare este, voi scrieți că propoziția respectivă este principală, ca în cazul meu, și care sunt folosite sub formă de infuzie este cea atributivă. Vă rog să specificați, scriind cu ghilimele, propoziția respectivă. Și încă un lucru important, să nu vă apucați pe foaie de examen să încercuiți care, să puneți bară aici, asta faceți pe ciornă dacă doriți. Florile de salcâm, bară 1A,
ar fi fost, care sunt folosite sub formă de infuzie, pac, bară, 2. Și până la final, 1B. Dar aceste scheme cu elemente de relație încercuite, cu bară, cu 1, cu 2 și alte chestiuni, le faceți doar pe ciornă, pe foaia de examen, direct rezolvarea, exact cum am făcut-o eu aici. Direct rezolvarea. Mergem mai departe. La punctul 6. Construiește o frază alcătuită din două propoziții în care să existe o propoziție subordonată predicativă introdusă prin adverbul relativ cum. Este foarte ușor. Băiatul va deveni cum a visat. Iată, am respectat. Băiatul va deveni propoziția mea principală. Cum a visat va fi predicativa. De ce este predicativă? Răspuns foarte simplu, deoarece elementul anterior, și anume va deveni, este un verb copulativ care cere o predicativă. Va deveni cum a visat. Cum a visat este predicativa mea, echivalentă cu numele predicativ. Băiatul va deveni doctor. Băiatul va deveni cel mai inteligent, depinde ce doream eu să spun, nu? În calitate de nume predicativ. Această subordonată este predicativă. Cum a visat, urmează după verbul copulativ, va deveni. Am respectat și cerința. Am introdus acea predicativă prin adverbul relativ cum. Iată, am respectat cerința și voi primi cele 4 puncte, adică cele 40 de sutimi. Atenție! Un lucru foarte important. Vă rog să scrieți acea frază, chiar dacă voi credeți că nu este corectă. Pentru că veți primi 10 sutimi doar pentru simplu fapt că ați formulat o frază. Să spunem că nu mai știți cum să faceți predicativa asta și ați fi scris altceva. Băiatul se va îmbrăca, nu știu, cum va vrea, să zicem. Chiar dacă voi credeți, măi, nu am scris corect și chiar n-ați fi scris corect dacă ați fi scris așa ceva, băiatul se va îmbrăca cum va dori. Ar fi fost acolo o circumstanțială de mod, ceea ce nu mai aveți în programă din cauza virusului, din cauza tuturor acestor situații. Ca idee, v-am spus, indiferent de faptul că nu e corectă aceea, voi ați primit totuși 10 sutimi. Eu vă invit totuși să fiți atenți la elementele specifice subordonatelor, să știți cum să rezolvați aceste cerințe ca să primiți tot punctajul. Dar eu m-am referit la faptul că există riscul ca voi să nu știți exact cum se fac aceste enunțuri și atunci, indiferent că nu este corectă predicativa respectivă, voi scrieți acea frază așa cum ar fi ea, pentru că veți obține oricum un punctaj, și anume 10 sutimi. Înțelegeți ce vreau să spun, da? Mergem puțin mai departe și la punctul B. Redactează o compunere de 150-300 de cuvinte în care să prezinți o întâmplare reală sau imaginară petrecută în timpul întâlnirii cu artistul tău preferat. Ce trebuie să ai în vedere în momentul în care faci o astfel de compunere? Să relatezi o întâmplare respectând succesiunea logică a faptelor, 6 puncte se acordă pentru acest aspect, să precizezi două elemente ale contextului spațiu-temporal, 2 puncte, să ai un conținut adecvat cerinței, 2 puncte, și să respecti precizarea privind numărul de cuvinte. Încă 2 puncte, în total 12 puncte. Ce vă sfătuiesc aici? În primul rând, să vă gândiți, eventual faceți ceva pe ciornă, vă scrieți câteva idei, să vă gândiți la o întâmplare, în primul rând, la un artist preferat. Eu m-am gândit la faptul că m-am dus la un concert al Andrei. O să vedeți exact compunerea pe care am făcut-o pentru voi. Nu știu, vouă vă place de nu știu ce cântăreț sau nu știu ce actor. Scrieți acolo. Și ce s-a întâmplat? Ați fost la spectacolul lui. Când s-a întâmplat? Apropo de contextul spațio-temporal. Când s-a întâmplat și unde? Specificați. Să aveți acolo toate momentele subiectului.
Expozițiune, intrigă, desfășurarea acțiunii, punctul culminant, deznodământul, să le aveți pe toate. Să aveți o întâmplare, s-a întâmplat ceva acolo. Da? Să vedem dacă am respectat toate aceste cerințe în compunerea pe care am realizat-o pentru voi. Ce poate fi mai frumos decât să îți întâlnești artistul preferat? Anul trecut, mai exact în luna iulie, am avut ocazia extraordinară de a primi un bilet la concertul pe care Andra l-a susținut la București. Datorită faptului că am avut rezultate bune la învățătură, ai mei s-au gândit că a venit momentul și pentru o surpriză. Și bine am făcut. Întotdeauna trebuie echilibrat studiul cu distracția. Deci am precizat contextul spațio-temporal, București, luna iulie. E vorba despre un concert la care voi participa. Am mers împreună cu ai mei și cu o bună prietenă spre București, la marele concert. Drumul a fost o adevărată aventură, mai ales pentru că am observat din mașină trei câini care păreau extrem de slabi și ne-am oprit să le dăm ceva de mâncare, ceea ce a făcut să întârziem puțin. Am ajuns la limite, la ora 7:25, iar concertul urma să înceapă la 8. Tata a parcat rapid mașina și am intrat aproape alergând în sala de spectacol. Ne-au învăluit liniștea de plină și întunericul. Scena era încă goală. În timp ce ne ocupam rândurile, a început să se aprindă un ecran pe care scria cu litere albastre, strălucitoare, va fi bine. La scurt timp, Andra și-a făcut apariția într-o rochie superbă, albă cu sclipici. M-au surprins părul ei extrem de bine aranjat, ochii săi blânzi și zâmbetul răpitor. Chipul ei emana o energie pozitivă, ca de obicei. Părea mult mai frumoasă în realitate decât la televizor și m-am bucurat atât de mult să o privesc și să o ascult. Și a început concertul cu o piesă energică, așa cum bănuiam, inevitabil va fi bine. Și toată lumea din sală cânta în cor. A fost excepțional, a urmat o serie de piese memorabile, iar majoritatea cunoștea toate versurile. Bineînțeles că mie și prietenei mele nu ne-a scăpat niciun vers. La un moment dat, Andra a început să cânte patru piese lente și oamenii au aprins lanternele telefoanelor pentru a crea o atmosferă caldă. Spectacolul de lumină a fost senzațional. Artista cânta atât de bine încât mi-au dat lacrimile. La finalul spectacolului, Andra a spus că face poze cu toată lumea și oferă autografe. Desigur că am vrut să stau la rând, numai că mama nu a fost prea încântată de idee. Spunea că vom ajunge târziu acasă și a doua zi trebuia să mergem la țară. Am rugat-o să mai stăm. Îmi doream atât de mult să am o astfel de amintire. Până la urmă am reușit să o conving și mi-am așteptat rândul. Pe măsură ce mă apropiam de ea, mă cuprindeau niște emoții din ce în ce mai puternice. Tata a reușit să-mi facă o poză cu Andra. După aceea, i-am mărturisit că o consider cea mai talentată cântăreață din România. Ea mi-a zâmbit și mi-a mulțumit pentru compliment. A fost o experiență unică pe care o retrăiesc de fiecare dată când privesc poza înrămată de pe biroul meu. Am respectat elementele narațiunii, am și descris-o puțin pe artistă, am spus și sentimentele pe care le-am avut, adică am avut toate elementele astfel încât să pot primi punctajul maxim. Vă rog să aveți și voi aceste elemente pentru un punctaj cât mai mare. Mare atenție la ultima parte. Cele 14 puncte pe care le veți primi pentru redactarea întregii lucrări. În privința ordinii cerințelor, aceasta nu este obligatorie, dar sfatul meu este sincer să scrieți subiectele în ordine. E de preferat. Dacă nu reușiți totuși, important este să specificați ce item al cărui subiect l-ați atins. Haideți să vedem care este situația referitoare la redactarea întregii lucrări. Aveți așa. Unitatea compoziției, 2 puncte. Coerența textului, 2 puncte. Cele două se leagă, unitatea și coerența, în sensul că veți avea ideile înlănțuite, legate între ele. Trebuie să am o coerență, adică o legătură între ideile expuse. La asta se referă. Registrul de comunicare, stilul și vocabularul, adecvate conținutului. Aici se referă la maniera de exprimare, în sensul că trebuie să utilizați un vocabular potrivit contextului. Nu pot utiliza acolo
nu știu, un limbaj codificat. Nu pot să am cuvinte populare sau cuvinte vechi, adică arhaisme. Respect și normele de ortografie. Scriu corect, scriu cu cratimă, scriu termenii în mod corect. Respect punctuația, virgula, punctul, toate cele. Așezarea corectă a textului în pagină. Din păcate, am întâlnit elevi care scriu aiurea, nu scriu pe pagină, nu încadrează corect textul în pagină. Scriu pe la jumatea paginii sau mai știu eu, lasă spațiu, aiurea. Vă rog să fiți atenți. Lizibilitatea, adică trebuie să aveți un scris citeț, să se înțeleagă. Din păcate, am întâlnit și eu copii care scriu îngrozitor. Dincolo de scrisul urât, pot să recunosc că nici eu nu scriu prea frumos. Să ne înțelegem, nu vorbim despre tipul de scris. Vorbim despre faptul că nu se înțelege nimic din ceea ce scriu acei copii. Și vă rog să înțelegeți și voi, cei care vă corectează sunt niște oameni. Sunt profesori, dar ei sunt oameni, înainte de orice. Și vă rog să vă puneți în situația în care aveți o grămadă de teze de corectat și trebuie să vă chiorâți efectiv și să nu pricepeți niciun cuvânt din ce este scris acolo. Așa că încercați să scrieți cât mai clar, cât mai clar, nu neapărat frumos, cât clar, să se înțeleagă, citeți. Cele 14 puncte se acordă pentru redactare astfel. Vreau să le explic pe îndelete. Câte un punct în legătură cu unitatea compoziției pentru fiecare compunere, ceea ce înseamnă că dacă am două compuneri, voi primi două puncte. Coerența textului, la fel, câte un punct pentru fiecare compunere, deci două puncte în total. Registrul de comunicare, două puncte. Dacă îl am în totalitate, deci dacă termenii pe care i-am utilizat sunt adecvați, atunci voi primi integral două puncte. Dacă sunt potriviți doar parțial un punct, două puncte pentru normele de ortografie. Între 0 și 1 greșeli, adică dacă ai o greșeală, respectiv niciuna, primești tot punctajul, 3 puncte. Dacă ai între 2 și 3 greșeli, adică dacă ai 2 sau 3 greșeli, ai două puncte. Dacă ai 4 greșeli, primești un punct. Dacă ai 5 sau mai multe greșeli, deci mai mult de 5 greșeli, nu mai primești nimic aici, la ortografie. Aceeași situație se aplică și la punctuație. Bun. Așezarea corectă a textului în pagină și lizibilitatea. Deci fiți atenți la aceste aspecte, vă rog. Fiți atenți pentru că nu este de glumă. Se ia în calcul absolut tot. Iar în privința compunerilor, atenție, doamnele și domnii profesori vor număra cuvintele. Se numără cuvintele. Da? Vă rog să aveți numărul de cuvinte. Dacă scrie acolo 150 de cuvinte minimum, eu trebuie să am 150 de cuvinte. Cel puțin, maxim, cât pot eu să scriu? Maxim. Pot să scriu 200 sau 300, depinde de fiecare, dar vă sfătuiesc să respectați cele 150 de cuvinte minimum, deoarece la examen se vor număra aceste cuvinte. Dacă aveți nelămuriri, vă rog din suflet să-mi scrieți. Dacă vreți să vă, nu știu, să vă mai ajut cu ceva, să vă mai fac anumite postări cu privire la subiectele de interes, insist, scrieți-mi acum, pentru că vorba aceea, mâine va fi prea târziu. Like, share, subscribe și vă mulțumesc din suflet. Spor, spor la învățat!